simplu. Stimulează fluxul diuretic și ciclul lunar. Leacă împotriva leprei, paraliziei și a bolilor de nervi. Deci calmează sistemul nervos. Combate afecțiunile căilor respiratorii, a secreției abundente ale bronhiilor și ale astmului bronșic. Fortificarea membrelor la copii slab dezvoltați. Tratează bolnavii de scleroză în plăci multiple. Un remediu contra patimei beției. E bun și împotriva crizelor epileptice. În răceli. Deci cimbru se găsește și în stare sălbatică, dar îl culege omul. Îl cultivă omul în grădină și îl folosește și ca plantă comestibilă. Este foarte... Asta este înflorit. Proprietățile miraculoase ale cimbrului. Se identifică pentru a fi folosit în afecțiune de care omul are nevoie. Nu crește greu. Ca orice plantă, crește în grădină, ai grijă și ați dă ceea ce trebuie. Deci o altă plantă, planta medicinală cimbru, este și o plantă alimentară. Crește foarte repede, nu este pretențioasă la sol, crește și printre pietre, proprietățile medicinale sunt fenomenale, de asemenea se pune în mâncare pentru a da gust. Cimbru face parte din familia și cimbrișorul sălbatic. Există cimbru sălbatic, omul l-a domesticit și îl crește ca plantă de consum și ca plantă folosită în medicina naturistă. Așa arată, înflorit. Deci una din calitățile excepționale ale cimbrului este că e medicinal. Tratează anumite afecțiuni, stabilește echilibru energetic al organismului, echilibrează, se mănâncă și mâncându-l lucrează asupra organismului. Nu e pretențios, se poate cultiva. Deci omul l-a cultivat și a dat seama de proprietățile medicamentoasele lui, de asemenea și alimentare, și l-a exploatat în ambele sensuri. Deci cimbru, o plantă destul de valoroasă, trebuie cunoscută și exploatată ca atare. Crește cimbru alături de mărar, de pătrunjel. Nu are pretenții prea mari de sol, de lumină. Deci este o plantă care este indicată a fi crescută, cultivată, fi folosită. Tufa de cimbru
crescută frumos, elegant, nu-i pretețioasă.